Școala altfel la Național TV. Elevii au lăsat pentru o zi manualele deoparte pentru a înțelege ce înseamnă munca în televiziune. Cei mici au avut ocazia să afle cum se realizează o emisiune TV, un show de radio sau un jurnal de știri. Studiourile și redacțiile Național TV, Național 24+, Favorit TV și Național FM au fost vizitate de elevi curioși să afle ce se găsește în spatele ecranului televizorului sau al boxei radioului. Elevii școlii gimnaziale 59 din sectorul 6 au sosit dis de dimineață la Centrul Național Media, de pe strada Fabricii, unde au fost întâmpinați de oameni de televiziune care au încercat să facă față întrebărilor și curiozității copiilor care au fost practic fascinați de ceea ce au văzut. Rând pe rând, elevii au fost întâmpinați de vedetele de radio sau televiziune. Gazda Național FM, Denis Ciulinaru, le-a împărtășit copiilor din tainele radioului. Cei mai îndrăzneți dintre ei au urcat la pupitrul de prezentator și au încercat pentru câteva minute să țină ritmul. Copiii au fost la fel de entuziaști și în redacția de știri, mai ales că au avut ocazia să vadă pe viu cum se realizează un material informativ. Linkul materialului și aici știrea, propriu zisă. Aici dăm vârtierele. Cel mai mult mi-a plăcut aici la știri. Sunt multe gadgeturi aici. Mi-ar plăcea să lucrez la montaj. La montaj? Ți-au plăcut colegii noștri de la montaj? Da. Folosesc mai multe programe și fac filmulețe pentru YouTube și le editez. Mă emoționez să nu sunt în fața camerei. E ceva normal pentru toți oamenii. Am văzut și la televizor uneori. Toți prezentatorii se mai încurcă, se mai... bâlbâie. În studiourile Miezul Problemei, elevii au fost întâmpinați de realizatoarea emisiunii Elena Oprea, care i-a introdus în lumea talk-show-urilor social-politice. Elevii nu s-au sfiit să-și exprime opinia despre ceea ce cred ei că este miezul problemei. Prima problemă este salariul. A doua problemă este populația, pentru că sunt mai mulți oameni bolnavi decât oameni sănătoși. Drumurile, spitalele, învățătura. Școlile sunt prea puține. Neseriozitatea autorităților față de noi. Poluarea. Nu avem multe spitale. Bugetul. Bugetul țării? Da. Conducerea țării. Și ar trebui de acum să vă găsiți pasiuni, în afară de gadgeturi, rețele de... Cam greu. Socializare. Cam greu? Ai auzit la Facebook, să știu. De ce? Nu-s copilul modern cu Facebook. Nu? Bravo. Unul dintre cele mai interesante momente ale vizitei din cadrul școlii altfel a fost în platoul Opriți Timpul. Copiii au fost întâmpinați chiar de realizatoarea emisiunii, îndrăgita solistă de muzică ușoară Corina Chiriac. Bună ziua, copii! Bună ziua! Bună ziua, domnișoară! Cum te numești? Larisa. De la ce școală sunt? De la școala 59. Din București? Da. Și cu ce ați venit până aici? Tramvai. Ia regula, câți ani ai? 12. Nu te întreb dacă îți place la școală, trecem peste acest subiect delicat. Ce vreau eu să vă spun este că munca în televiziune e foarte frumoasă, necesită însă foarte multă răbdare, nervi de oțel, multă dedicație. Eu fac treaba asta de peste 40 de ani, sunt mai vârstă decât părinții voștri. Vă spun că e o muncă frumoasă și merită, indiferent că ești în fața camerelor sau în spatele camerelor. La finalul turului prin studiouri, copiii au spus că își doresc să revină cât mai curând. Unii se gândesc deja să lucreze când vor fi mari în domeniul televiziunii sau radioului.